Zi istorică pentru România, avem prima medalie a țării cu o navă de război, distrugătorul Ferdinand și continuatorul său, fregata regală Ferdinand. Monetăria statului a creat-o în onoarea regelui Ferdinand I. Pe aversul medaliei este efigia monarhului Ferdinand I, având în stânga lui cele patru provincii ale României Mari, care se află pe sceptrul care a fost încoronat, și deasupra provinciilor se află arcul de triumf. Pe revers se află un arc în timp, simbolizat de unda apei care unește, pe care navighează cele două nave de război, fregata regele Ferdinand și distrugătorul regele Ferdinand. S-au bătut 90 de medalii care cântăresc în total 176 de grame de argint. Prețul unei astfel de medalii din metalul prețios ajunge la 900 de lei. Există însă și varianta de cupru, care nu depășește 400 de lei. Distrugătorul regele Ferdinand îi sunt atribuite scufundarea a trei submarine. Au sesizat periscopul unui submarin, au atacat împreună cu distrugătorul Regina Maria amândouă, a fost atacat, a sesizat torpilele, au manevrat la timp, au evitat contactul cu torpilele inamice, l-au atacat și după 8 atacuri cu bombă s-a sesizat la suprafață a apei o pată de ulei. România a avut 4 distrugătoare eficiente în timpul celui de-al doilea război mondial și toate au ajuns între timp la fier vechi. Cel mai renumit dintre ele a purtat numele monarhului român, regele Ferdinand.